ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit ca de fiecare dată să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră zi de zi. Cel mai fierbinte subiect al acestei perioade, comasarea, a prins contur. Aseară am văzut cu toții că deja s-au luat o decizie cu privire la acest subiect, la cartoful fierbinte, dacă se poate spune așa. Iată că vom avea alegeri comasate în data de 9 iunie, europarlamentare și locale, pentru ca mai apoi în septembrie să avem alegerile prezidențiale, iar în iarnă să avem alegerile parlamentare. A fost intens dezbătut acest subiect și sunt convinsă că va mai fi în continuare. Se va merge pe liste comune pentru europarlamentare PSD-PNL. La locale însă lucrurile se vor întâmpla altfel. Fiecare va merge pe propria listă. Rămâne de văzut cum își vor împărți sarcinile, să spunem, viitorii candidați, dar și actualii primari, inclusiv din județul Hunedoara. Vom discuta astăzi puțin și partea politică, dar preferăm să avem o dezbatere deschisă în ceea ce privește dezvoltarea orașului Gioagiu și administrația, bineînțeles, pentru că până la urmă pe oameni cred că interesează mai mult ce se face sau de ce nu se fac, bineînțeles, anumite lucrări, mai mult decât politica. Astăzi alături de mine îl am pe primarul orașului Gioagiu, pe domnul Vasile Cărăguț. Bună ziua, bine ați venit, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră și tuturor celor care urmăresc emisiunile dumneavoastră, care sunt foarte urmărite din ce am văzut. Da, într-adevăr, și pe noi ne bucură acest lucru, că hunedorenii sunt cu ochii pe noi, dar mai mult cu ochii pe dumneavoastră, pe cei din administrație. Așa cum spuneam puțin mai devreme, administrația, politica merg cumva așa mână în mână, până la un punct însă, pentru că oamenii vor să vadă că au un primar implicat, vor să vadă că proiectele pe care le-ați adus în atenția lor prind contur și că traiul lor până la urmă de zi cu zi este unul mai bun. Probleme sunt și vor fi întotdeauna, sunt convinsă, dar că este important, cred că, cum reușiți și dumneavoastră, din calitatea pe care o aveți, să gestionați anumite probleme și sunt convinsă că vin destul de mulți oameni la dumneavoastră, poate vă opresc și pe stradă unii dintre ei să vă mai întrebe, domnul primar, cum stăm cu proiectul acela, ce idei mai aveți poate pentru viitor și trebuie să fiți acolo pentru ei. Da, într-adevăr, calitatea de primar este una complexă, de multe ori și la servici, și acasă sau la cumpărături, când te întâlnești cu conlocuitorii, trebuie să le dai răspunsurile care să fie plăcute lor și eu, în calitatea de primar și echipa de la primărie, inclusiv consilierii locali, ne gândim tot timpul pentru bunăstarea cetățenilor și schimbarea imaginii localității noastre Gioagiu. Și cred că în cei 7 ani de când suntem echipa mai tânără la primăria orașului Gioagiu, am încercat să aducem îmbunătățiri ca imagine și ca lucrări în orașul Gioagiu. Sunteți mulțumită de ce ați reușit să realizați până acum? E loc de mai bine? Presupun că ați avut parte și de unele dezamăgiri în ceea ce privește poate unele proiectele, unele lucrări și spun acest lucru pentru că sunt în județul Hunedoara destul de mulți primari care s-au plâns, chiar de pe acest scaun pe care stați și dumneavoastră acum, de faptul că au fost unele firme care nu au fost întocmai serioase atunci când au demarat anumite proiecte, deși au participat la o licitație, au câștigat-o, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit să fie pregătiți pentru respectiva lucrare. Da, într-adevăr, și noi am pățit la Gioagiu. Venind o echipă tânără în 2016, ne-am dorit cu echipa de la proiecte, cu colegii din primărie, împreună cu doamna viceprimar, să aducem cât mai mulți bani de
din exterior, să spunem așa, din fonduri europene, din fonduri guvernamentale și în acea perioadă 2017-2020 a fost un aflux de proiecte pe toată țara și atunci constructorii au încercat probabil să prindă cât mai multe lucrări, dar nu au luat în calcul că personalul care l-au sau pregătirea care o avea sau experiența care o avea firma nu putea face față și noi am pățit la câteva proiecte la Giurgiu. Am încercat în 2017, am depus undeva la peste 20 de cereri de finanțare. Parte dintre ele sunt lucrări finalizate, au fost aprobate. Parte dintre ele chiar și acum mai mergem cu 3-4 proiecte care tot așa cum spuneam și dumneavoastră și cum spuneau și colegii noștri primari din județ, avem o problemă foarte mare cu constructorii. Și, bineînțeles, și acea creștere a prețurilor în perioada trecută și actualizarea devizelor, dar am încercat așa o gestionare bună a lucrurilor, chiar dacă de multe ori ne-am mai luat câte o critică, așa, important este să trecem peste și să finalizăm lucrările. Aceste critici constructive probabil ne ambiționează și ne determină să încercăm în perioada următoare, unde avem proiecte noi, licitații la anumite lucrări, să venim cu clauze mai stricte așa la constructor, deoarece ei sunt foarte bucuroși la început că licitează și prind lucrările, după care aduce o echipă de 2-3 oameni la Giurgiu, 2-3 duce pe la Orăștie, 3-4 pe la Deva și ne trezim că lucrează capacitate de 10-15% din cât ar trebui să lucreze. Aveți posibilitatea de a și interveni în aceste situații, de a face ceva pentru a se rezolva această problemă mai repede, totuși. În câteva dintre proiectele care am avut în perioada 2017-2021, chiar am reziliat contracte la câteva firme, deoarece nu au mai răspuns nici măcar la telefoane. Apoi să-și aduc echipele în teren și să-și finalizeze lucrările. Chiar și acum, în decembrie, când a fost pe POR, să spunem așa, ultima păsuire a celor de la Ministerul Fondurilor, cu proiectele care sunt pe POR și se închid în exercițiu financiar, eram obligat până la finalul anului 2023 să nu mai rămână fonduri și lucrări neexecutate, deoarece era posibilitatea de a trece pe neeligibil. Vreau să vă spun că orașul Giurgiu nu a avut probleme, s-au închis. Mai avem la un proiect unde avem pe neeligibil o sumă și sperăm în 2 săptămâni să finalizeze lucrările acolo și la alte 3 proiecte unde au fost prelungiri până la jumătatea lunii martie, cel târziu sfârșitul lunii martie, să le finalizăm. Și vom începe altele noi și vă spuneam că din critici și eu și echipa ne ambiționează să depunem cât mai multe cereri, să aducem cât mai mulți bani în orașul Giurgiu și acum vreau să vă spun că avem aproape 20 de proiecte pe perioada următoare, unele în fază de proiectare, unele în fază de execuție, unele chiar au fost zilele trecute licitații la ele și avem și o parte unde avem documentațiile, deoarece la toate întâlnirile care le aveam la nivel național cu Asociația Orașelor, cu Asociația Stațiunilor Balneoclimaterice, unde sunt și vicepreședinte, cei de la ministere care vin de fiecare dată la noi la aceste întâlniri, le spuneau să vă pregătiți documentațiile. Acum, noi am încercat să pregătim documentații undeva la peste 10-12, pe lângă cele care deja sunt în fazele de proiectare cu execuție, licitație, să ne pregătim documentațiile pentru a le avea pregătite în momentul în care se deschid axele de finanțare, în martie, aprilie, să nu pierdem timpul atunci. Acum, într-adevăr, ca să obținem bani, trebuie să cheltuim bani. Și aici, chiar și împreună cu colegii consilieri, am încercat anul acesta în buget să prindem o sumă mai mare un pic pentru pregătirea documentațiilor și ne dorim, suntem conștienți că nu o să ajungă ce am prins acum la începutul anului în buget, să încercăm pe parcurs
parcurs. Noi avem și o cerere de rambursare pe lucrări executate anul trecut și plătite din fonduri proprii. Acum, pe cerere de rambursare, să încercăm împreună cu colegii consilieri de la Giurgiu să punem acei bani când ne intră la partea de documentație pentru a fi pregătiți în momentul în care se deschid axele să putem depune cerere de finanțare. Și să vă puteți baza pe acele sume de bani, pentru că mai sunt cazuri în care să merge așa în urmă, cum se spune. Și ei să forțeze un pic când îți predă documentațiile, le spune, bune, putem face și factura. Bun, haideți să facem altă procesul verbal de predare a documentațiilor, de verificare a echipei mele a celor documentații și după aceea când suntem în faza de scoatere la licitație, la partea de achiziții și este ok, cu siguranță și noi suntem de acord că acele firme trebuie să-și ia banii deoarece au avut cheltuieli cu avizări, cu tot ce este. Dar eu zic că anul acesta este un an care va aduce o îmbunătățire mult mai mare a lucrărilor, nu pentru că este an electoral. Nu, că este an electoral. Se poate interpreta. Acum, știți cum? Cum spunea și dumneavoastră, și politica și administrația merg în paralel așa și chiar și la noi, la Giurgiu. În paralel, dar se reîntâlnesc totuși la un moment dat. De fiecare dată. Și ne dorim ca proiecte care încep acum și am încercat pe fiecare palier să avem și pe partea de copii, școală, învățământ care este pe prim plan, că se spune cum arată școala, așa este și comunitatea și aici am încercat împreună cu Liceul Tehnologic Agricol să venim cu îmbunătățire acolo. Avem câteva proiecte care la unele deja sunt în lucru. Unele o să înceapă lucrările în perioadele următoare. Trebuie să avem un liceu în care cât mai mulți tineri din județul Hunedoara să aleagă Giurgiu. Și de ce să aleagă Giurgiu? Și de multe ori și în învățământ și în turism avem foarte bună argumentare. Deoarece la liceul de la Giurgiu, când ai terminat, poți să pleci cu o meserie. În Giurgiu, băi, pe partea de turism, dacă vii bolnav cu anumite afecțiuni terapeutice, poți să pleci sănătos înapoi. Și atunci noi suntem... Sunteți datori cumva suntem să faceți datori cumva să îmbunătățim condițiile și la liceul tehnologic și la școlile și grădinițele care le avem în zonă. Cu atât avem mai mult cu cât este singurul liceu din județul Hunedoara cu acest profil. Chiar vreau să-l felicit pe domnul director de acolo pentru modul cum administrează lucrurile acolo, împreună cu echipa dânsului, că de multe ori așa spunem noi, primar, director, împreună cu echipa se văd lucrurile bune unde avem activitatea. Sunt lucruri foarte bune acolo. Avem printre puținele școli din județ unde avem masa caldă pentru elevi și este bucurător că Giurgiu a primit acea finanțare și a fost aleasă ca proiect pilot. Și din câte știu, sunt câteva sute bune de porții pe care le oferiți. Din ce avem noi acolo, cam undeva între 600 și 700 de porții se fac zilnic pentru copiii de la Giurgiu. Unii apreciază, unii le mai lasă agățate pe acolo, dar este foarte greu de a lucra cu copiii. Dar în mare, eu zic că lucrurile merg bine acolo. Sunt câteva finanțări pe îmbunătățirea calității la școlile agricole. Și mai ales în ultimii 2-3 ani de zile chiar o publicitate foarte, spuneam și la domnul director, dar să nu ia ca și supărare, o publicitate agresivă. Și vreau să-l felicit pentru partea asta. Când deschizi de fiecare dată netul și te uiți pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok și vezi activitățile liceului, chiar ne bucură pe toți. O promovare agresivă, dar în sensul bun al cuvântului. Exact, cu atât mai mult cu cât sunt implicați și copiii în această promovare. Au și o echipă tânără acolo de profesori care... Și trebuie cumva să se alinieze, pentru să alinieze că un pic la... toți copiii din ziua de astăzi sunt pe aceste rețele de socializare și ne bucură că de fiecare dată când fac întâlnirile cu liceele agricole din țară, toți profesorii care vin la Giurgiu spun că s-au simțit foarte bine la Giurgiu de fiecare dată când au fost. Și aceeași lucru ne dorim și cu turiștii din stațiune, de aceea vă spuneam că și învățământul și turismul merg așa în paralel și bineînțeles și ne dorim și administrația și cred că și administrația împreună cu Consiliul Județean și ăsta a fost unul din punctele care le-am ales pe prim plan când am candidat în 2016, crearea unor condiții de bunăstare în orașul Giurgiu. Și aici vreau să facem referire în primul rând la infrastructura rutieră care a fost
refăcute de la, să spune, de la zero, să spune, la Gioagiu, de la halta Gioagiu și până sus în stațiune, de la limita cu Alba pe zona de Homorod și până la limita cu comuna de lângă noi, Rapolt, infrastructură rutieră, cred că spun mulți turiști care revin la Gioagiu cu drag pentru recuperare medicală sau pentru agrement. Domnule, chiar vă felicităm pentru cum arată acum și aici eu zic că este și un punct forte al nostru, al centrului de informare de la Gioagiu Băi, de informare turistică. Aveți acolo un om turistică. De bază, un om care, pe care cred că întreaga România îl cunoaște deja. O echipă deja frumoasă acolo și chiar vreau să-l felicit și pe Claudiu și pe Cristia, pe Alina, colega dânsului, ea acum este în maternitate și are altă colegă, Dana Paștiu, dar împreună cu colega și cu Alina și cu Dana au adus un plus de imagine și de calitate turismului din județul Hunedoara și în special al orașului Gioagiu. Chiar săptămâna trecută Claudiu, cum vă spune noi așa, tipul Hasliu, așa îi spun și colegii de la minister, este unul dintre cei mai apreciați ghizi din județul Hunedoara și, bineînțeles, și din țară. Și eu vă spun, stimați telespectatori, dacă ajungeți în Gioagiu Băi și sunteți poate așa, doar în trecere, vă plimbați, este posibil să vă oprească de pe stradă și să vă explice tot ceea ce înseamnă istoria acestor locuri și nu exagerez cu nimic când spun acest lucru, pentru că am pățit acest lucru cu domnul Claudiu și da, până la urmă asta ar trebui să însemne un ghid și asta ar trebui să însemne activitatea acestor puncte de informare turistică. Ce este foarte important, iar și apreciază turiștii care vizitează centrul de informare turistică și după aceea Claudiu merg împreună la obiectivele care le avem în zonă, apreciază că tipul Claudiu de ghid face așa o prezentare la toată România. Deci Claudiu nu se axează doar pe vestigiile și ce avem noi frumos în Gioagiu. Le poartă în istoria atât de frumos. Le spune tot ce este frumos și din județul Hunedoara. Are și un pic de vechime, având și un pic de activitate și la Consiliul Județean, la Direcția de Promovare Turistică. A învățat foarte multe și este foarte apreciat. Și ce este îmbucurător pentru noi în ultimul timp, Claudiu și la acest târg de turism în toamnă. La care ați participat în toamnă am fost împreună cu el la târgul de turism. Acum, în primăvară, având ședința de buget în acea perioadă, a fost un coleg, Andru Cimpoieșu, care este inspector la asistență socială, a fost împreună cu Claudiu și au dus acolo lucrurile bune și ofertele pentru 2024 pentru Gioagiu. Și ce este îmbucurător, Claudiu a încercat un pic și a intrat în partea de agenții de turism care fac transport. Deci asta a fost o gândire și a mea și a lui la târgurile mai vechi și să văd roadele cam după 2 ani de zile, când împreună cu Claudiu la târgul de turism la București, la standul județul Hunedoara și din ce am informația de la Claudiu a fost de înaltă clasă și vreau să-i felicit pe cei de la Direcția de Promovare, pe domnul Radu Barb, directorul de acolo, pentru modul cum a prezentat județul Hunedoara cu toate obiectivele. Standul nostru a fost printre cele mai vizitate, îmi spunea Claudiu, și în toamnă, când am fost împreună cu Claudiu, am fost cei mai vizitați și ce era foarte important și eram mândri și eu și Claudiu, când venea lumea la standul județului Hunedoara și întreba, vreau ofertele pentru Gioagiu, ce se mai întâmplă la Gioagiu, s-a reparat drumul. Și atunci Claudiu, împreună cu colegii de la Direcția de Promovare, le-a spus că îi așteptăm nu numai la Gioagiu, și în tot județul Hunedoara, deoarece s-a modificat și s-a refăcut infrastructura rutieră și atunci și autocare. În ultimul timp, în Gioagiu, și Claudiu iar a venit aici cu un plus, a încercat să aducă câteva tabere noi sau să transforme turiști în vizitatori, să-i transforme în turiști. Și are un lucru bun și e o calitate a lui Claudiu, deoarece se aduce pe turistul care venea de obicei înainte doar la Mănăstirea Prislov sau doar să viziteze cetatea de la Deva sau doar castelul de la Hunedoara sau Sarmizie Getuza, se determine Claudiu să rămână noapte la Gioagiu, să mănânce seara, să aibă o cină festivă frumoasă, o primire frumoasă la hotelurile care le avem în stațiune și a doua zi
multe din postările, cred că le-ați văzut și dumneavoastră și cei care ne urmăresc, mulțumirile turiștilor care le-au la adresa lui Claudiu când se despart, când pleacă cu autocarul. Și aici nu poate decât să ne bucure acest lucru. Felicitări lor și de la noi au toată susținerea de la echipa de la primărie. Iată încă o dovadă că omul sfințește locul. Da, într-adevăr. Și în această așa este. Situație putem vorbi. Ne dorim anul acesta să fie un aflux de turiști în stațiune. Ne dorim împreună cu colegii de la primărie să punem la punct, începând de la Halta Gioagiu și până în stațiune, chiar interiorul, să fie foarte curat, să fie totul ok pe când se va deschide sezonul. Că va fi la 1 mai, că va fi la 1 iunie, aici hotărăsc administratorii de locații. Noi, primăria, încercăm să-i ajutăm, să-i sprijinim și deoarece sunt unul din pionii principale și ai bugetului local, deoarece fiind multe unități, având mulți angajat, parte din impozitele pe salarizare și tot se reîntoarce la noi. Dar se reîntorc acești bani și în reabilitarea unor drumuri, poate în Gioagiu Băi sau orice alt fel de investiție pentru ca și turistul să se simtă într-adevăr ca într-o stațiune atunci când vine aici la Gioagiu. Aveți proiecte? Într-adevăr, și agenții economici din stațiune și locuitorii care sunt în stațiune aduc și ei un plus, deoarece fiecare a încercat acasă, unde au avut, eu știu, locația mai mare, un pic au transformat-o în mini-pensiune și felicit pe această cale și au tot sprijinul nostru al administrației pentru a crea cât mai multe locuri de cazare în stațiunea Gioagiu Băi. Noi cu cele 18-19 locații care le avem în stațiune, cu pensiuni, cu agropensiuni, cu tot ce avem undeva la peste 1500-1800 de locuri de cazare și este îmbucurător. De multe ori perioada de vară din mai, iunie și până în septembrie, de multe ori este la capacitate maximă. Într-adevăr, sunt câteva hoteluri care au condițiile foarte bune și ne aduc un plus de turiști și în perioada de iarnă. Câteva hoteluri au funcționat și în perioada de iarnă. Acum, începând din luna martie, încă 3-4 locații se vor redeschide, unde vor veni echipe în cantonament, echipe pentru sport, echipe pentru, eu știu, simpozioane și asta nu poate decât să ne bucure. Dar fluxul de turiști în stațiunea Gioagiu Băi și este în perioada de iunie, după ce se iau vacanțele la școli și până la sfârșitul lunii august, începutul lui septembrie, când doar în incinta ștrandului și aici am avut o discuție cu cei care au proprietatea ștrandului din stațiunea Gioagiu Băi să vină cu câteva îmbunătățiri. Au și ei acum depus pe un proiect de finanțare la ADR pentru societăți și ne-am bucurat să vină cu o investiție bună acolo. Este și societatea care administrează apele în stațiunea Gioagiu Băi, apele termale. A fost o societate SC Germisara care doar citea apometrele și încasa banii. Acum este îmbucurător că a preluat-o SNAM-ul din Societatea Apelor Minerale și din cel cunosc pe domnul Moldovan, cel care coordonează activitatea la DEVA, împreună cu domnul director de la nivel național, vor încerca să vină cu câteva investiții în stațiune, deoarece stațiunea Gioagiu Băi este o stațiune privată. Ei au câteva izvoare care acum și le acreditează și le autorizează. Au câteva spații care sunt al lor și probabil împreună cu noi, dacă vom găsi un parteneriat să depunem, ne dorim foarte mult un aquapark în stațiune pentru a aduce turiștii și în perioada de toamnă, iarnă, primăvară. Se va deschide și o pe Ministerul Turismului, unde încercăm să ne pregătim documentația, dar problema noastră a fost și am mai avut o cerere de 4 milioane de euro în 2017-2018, dar nu am reușit să rezolvăm problema terenului de acolo. A fost o succesiune vacantă și finanțele ne-au preluat acel teren pe care l-au vândut la licitație. Primăria nu și-a permis să intre la licitație să achiziționeze. Bineînțeles, n-am fost nici anunțat că poate găseam o sursă și am identificat alt teren la limita între Gioagiu Băi și Gioagiu ca să putem deschide un pic și acel bol în care este acum stațiunea, că așa am
întreabă de multe ori turiștii care zice, dar cât e de mare stațiunea? Zic, e așa ca un bol. Dacă intrați pe o parte, puteți să mergeți roată pe cealaltă. Dar ne deschidem un pic și către Giurgiu să venim, deoarece acolo avem probleme cu apa, canalizarea și încercăm să o remediem în perioada următoare pe axele care au fost aprobate, pe Angel Salini. Apa am reușit-o în perioada trecută, acum încercăm și canalizarea. O să discutăm și după și aceea ele, drumul. Să încheiem și cu partea aceasta de turism. Și acolo ne dorim să am identificat un teren și să încercăm să obținem finanțare ori de la Ministerul Turismului pe acele axe care sunt speciale pentru stațiunile turistice și sau pe partea de POR, pe finanțele europene, pe ADR, pentru construirea unui aquapark în stațiunea Giurgiu Băi, pentru a putea funcționa și în perioada de toamnă, iarnă, primăvară. Și pentru a putea să dezvoltați până la urmă turismul în această zonă, că totuși vorbim de, și aici de o zonă istorică, pentru că dacă ne ducem așa puțin în centrul stațiunii, avem parte de acel renumit castru roman Germisara, un castru care poate ar fi mai bine pus în valoare dacă noi, ați reușit să noi faceți le avem depuse în lista de propuneri la ADR Timișoara. Când se vor aloca și va prea ghidul pentru partea de terme romane, că noi acolo avem termele romane la Giurgiu Băi, o să încercăm împreună cu cei de la Direcția de Cultură să găsim o variantă și de a promova și de a reabilita zona de la termele romane și ce este îmbucurător, chiar zilele trecute, deși că nu aveam nicio speranță, am depus așa cererea de finanțare pe ultima sută de metri și aici vreau să o felicit pe doamna Angela Bălos că avem o colaborare foarte bună și pe cei de la Limes de la Cluj. Am depus o cerere pentru castru roman de la Cigmău și vreau să vă spun, chiar zilele trecute am primit adresa, a fost aprobată finanțarea acelor 250.000 de lei, deci 2 miliarde jumate lei vechi, pentru a conserva și de a curăța zona de la castru roman. Este îmbucurător. Am depus așa pe ultima sută de metri. Chiar și colegii din primărie spuneau, domnul primar, nu știu dacă cu memoriul care l-am depus noi, dacă o să obținem finanțarea. A fost îmbucurător că din toată lista am fost cam a șaselea obiectiv. Deci și cei care au analizat cererile probabil de pe toată țara și au fost multe, undeva la 60 și ceva de cereri, au apreciat că este nevoie de o investiție la Giurgiu, la castrul roman. Și cu siguranță și pe termele romane în zona centrală vom găsi, dacă vom găsi axa unde să putem pune o cerere de finanțare, deoarece din bugetul local am încercat un pic acolo să marcăm, să punem un pic partea de securitate a zonei, deoarece anul trecut în vară am avut un caz în care o doamnă care vizita zona a alunecat și a dat cu capul de acele vestigii de acolo și vă dați seama când am fost sunat, domnul primar, avem o problemă la Giurgiu Băi, a căzut cineva la termele romane, să nu fi fost cineva în postura mea când am crezut că a căzut de sus de acolo unde toată lumea încearcă să vadă partea de jos. Dar nu, a căzut jos la iarbă, a alunecat un pic pe iarbă, dar acolo chiar era deci nevoie de securitate. Am împrejmuit acolo și împreună cu colegii de la primărie, în fiecare zi avem 3, 4, 5 persoane care fac curățenie în stațiune, deoarece în fiecare zi trebuie făcut turistul care vizitează stațiunea și vine în stațiune când se plimbă și chiar după masa, foarte mult după ce își fac tratamentele la bazele de recuperare, iasă să se plimbe în stațiune, deoarece este acel aer foarte puternic și benefic pentru organism. Vizitează stațiunea și atunci trebuie să fie curat și dimineața și după masa.
Cam aceasta e, așa, în linii mari cu ceea ce se întâmplă în privința turismului în zonă. Sunt convinsă că am mai discutat încă vreo două emisiuni despre această latură, care promit este extrem de importantă. Promit că o să vin într-o zi cu Claudiu la dumneavoastră la emisiune și atunci, Claudiu, să vă spun așa, cam ce simte el de la turiștii cu care vin în stațiune. Cu siguranță eu și dumneavoastră nu vom mai vorbi, va vorbi da, doar el. Da, o să lăsăm pe Claudiu și chiar ne bucurăm că o să ne spună lucruri frumoase despre stațiune și părerile turiștilor care vizitează stațiunea. Care sunt uneori poate cele mai importante, pentru că feedback-ul care vine din partea lor este esențial și în decizia pe care o aveți uneori de a implementa anumite proiecte, pentru că ei uneori văd mai mult decât noi cei care suntem oameni ai locului. Haideți să discutăm puțin și despre proiectele care nu sunt deloc puține la număr, proiecte care fie au fost finalizate, fie se află în perioada de implementare acum, dar așa cum spuneați puțin mai devreme, aveți și o listă de proiecte care urmează să primească finanțare, urmează să fie aprobate sau nu, rămâne de văzut. Și spuneați puțin mai devreme referitor la infrastructura rutieră, care este esențială atunci când vorbim și despre turism, dar și despre liniștea cetățenilor, a locuitorilor din acea zonă. Și la acest capitol ați cam reușit să faceți tot ce v-ați dorit, toate străzile să fie asfaltate, mai aveți totuși și câteva sate care intră în componența orașului Giurgiu. Aveți proiecte și din acest punct de vedere pentru reabilitarea drumurilor? Da, în perioada 2017-2020 chiar am depus 20 de proiecte, apă, canalizare și infrastructură, drumuri. Au fost aprobate 6 din ele. Acum pe Angel Salini am depus tot așa undeva la 15 proiecte și au fost aprobate doar 5 și zile trecute a fost aprobat canalizarea între Giurgiu Băi și strada Pinului și strada Feredeului și avem cel mai mare atu împreună cu Consiliul Județean cu reabilitarea acelui culoar Mureș Nord, unde în perioada următoare se vor finaliza lucrările de infrastructură. Zona de haltă Giurgiu, stațiunea Giurgiu Băi au fost finalizate, recepționate anul trecut. Acum porțiunea de la limita cu Alba și limita cu comuna Raportul Mare, cam într-o lună de zile, se lucrează la acostamentele de drum. După care, în decembrie, a fost hotărârea Consiliului Județean de a rezolva problema pe acest culoar Mureș Nord în zona de intravilan cu prelurile de ape, acostamente și accesele la porți. Noi ne dorim să ne ajute Consiliul Județean și chiar în ultimii ani de zile Consiliul Județean a ajutat foarte multe zone, după care și noi, unde o să mai rămână, eu știu, anumite locuri unde nu poate interveni Consiliul Județean, să putem interveni noi din bugetul local. Avem și pe Angel Salini proiectul de amenajare trotuare, rigole, preluare de apă în satul Gelmar. Dacă în perioada 2017-2020 am reușit să asfaltăm toate străduțele din Aurel Vlaicu, satul pionierul aviației, acum am venit în satul Gelmar și după aceea o să încercăm cu Giurgiu și celelalte sate să rezolvăm problema infrastructurii de drum. Să nu lăsați nimic în urmă. Nu lăsăm nimic, chiar dacă mai sunt unele sincope, încercăm din bugetul local. Avem sate unde sunt pe parte de colină, cum spunem, de deal, satul Cigmău, satul Rengheț, parte de Mermezău, Văleni, acolo în regie proprie, împreună cu colegii de la primărie, care avem la serviciul public de gospodărie, să reparăm și acele drumuri. Dar acum avem pe Angel Salini reparații trotuare, rigole pe satul Gelmar. Acolo suntem în faza în care trebuie să scoatem la licitație lucrarea, este aprobată finanțarea, documentația încărcată în sistem și sperăm cât mai repede să înceapă lucrările la acel proiect la Gelmar. Avem apă și canalizare în satul Homorod. Extrem de importantă, da, pentru foarte important oameni. Și mandatul trecut am încercat satul Cigmău.
introducerea apei și canalizare. Se lucrează, avem acolo un pic de întârziere a constructorului și unii cetățeni de acolo locali sunt foarte supărați un pic și pe mine și pe constructor. Și pe bună dreptate, dacă pe bună dreptate. De aceea vă spuneam că de multe ori criticile sunt și constructive, deoarece după acele lucrări este și un tip de pământ așa mai mulos, un pic mai noroios și în zonele unde au fost săpăturile de apă și canalizare a venit pământul un pic pe drum. Noi tot am încercat de a-mi completat cu pământ, dar acum zilele următoare când va fi un pic timpul mai bine și se va zvânta un pic apa, deoarece și acum este apă pe drum acolo, să încercăm împreună cu echipa de la primărie. Este aprobat și bugetul să cumpărăm material și să-i aducem pe acei oameni la bunăstare, deoarece au fost multe supărări, a fost chiar o problemă în care ambulanța a mers la o familie unde trebuia să nască o tânără și cam greu a ajuns în mașina acolo, dar știți cum e în perioada trebuie de iarnă, trebuie să găsim pentru cât, chiar am avut zilele trecute echipa asta. Acolo, am remediat un pic, încercăm zilele următoare și la Renghet în celelalte zone și la Mermezău Văleni, măcar principalele să fie deblocate pentru a nu ajunge în situația în care ambulanța sau mașina de pompieri să nu poată să ajungă. Aveți în plan și un proiect de asfaltare a acestor drumuri după ce vor fi finalizate lucrările de introducere la Cigmău avem depuse de pe Angel Salini, dar doar din cele 15-16 proiecte care cere de finanțare care le-am depus, ne-a fost aprobat pe drumuri doar cel de la Gelmar. Chiar zilele trecute am făcut o comisie, am făcut o adresă către prefectură, către situațiile de urgență, în care comisie de la Apele Române, SVSU, Prefectură au fost la fața locului pentru a vedea acele zone unde nu se mai poate circula sau se circulă un pic mai greu. Au fost și la terenurile agricole în urma inundațiilor. Și am depus o cerere și anul trecut am depus o cerere pentru situații de urgență la prefectură, dar anul trecut în alocările care au fost pe parte de inundații am văzut că a primit doar o localitate din județul Alba, la Ighiu, și pe județul Hunedoara pentru partea de calamități nu a fost. Noi acum avem depus tot așa o situație cu cele trei zone, Homorod, Mermezău, Văleni, Renghet și Cigmău, o cerere undeva la 1.100.000. Cu acei bani, dacă vom primi de acolo și un 10, 20, 30%, că suntem conștienți că nu o să primim toată suma, plus ce o să avem din buget, să încercăm să remediem acele probleme acolo și anul le mai avea în perioada următoare. Ne dorim, într-adevăr, după finalizarea lucrărilor de apă, canalizare, să începem și asfaltarea acelor zone, deoarece acolo suntem undeva la 80 și ceva la sută, 90, trebuie făcute probele de apă, canalizare, puse apometrele la persoanele unde sunt făcute. Se apropie și încet de final da, și alimentarea bazinului care stochează apa la intrarea în Cigmău. Dar ne dorim acolo și am discutat și cu constructorul și chiar i-am rugat pe colegii de la primărie, acum că aveau suspendate lucrările din noiembrie datorită perioadei de iarnă până la 1 martie, cu 1 martie să îi atenționăm, deoarece dacă nu-și finalizează lucrările în termen, o să primească penalitățile de rigoare și de acolo din penalități atunci o să remediem noi problemele. În ceea ce privește gazele naturale, la nivelul întregii țări a fost așa o luptă destul de acerbă cu aceste proiecte pe Angel Salini, în ceea ce privește introducerea rețelelor de gaze acolo unde ele nu există. În județul Hunedoara au fost depuse destul de multe proiecte, nu la fel de multe au fost și câștigate. În ceea ce privește orașul Giurgiu, cum se desfășoară lucrurile din acest punct de vedere? Chiar ne-am dorit din 2020, când s-a discutat despre finanțări pentru extinderea rețelelor de gaz sau branșamente noi, ne-am dorit extinderea rețelei de gaz pe zona de Bozeș-Băcâia, deoarece ne dorim și satul Bozeș să aibă gazul metan în zonă. Chiar dacă sunt păduri în zona noastră a Giurgiului, pe timp ce trece restricțiile de tăiat din pădure, metru cub de lemn prețului tot timpul crește. Nici costurile și nu mai atunci, sunt de neglijat. Având și locuitori care au o vârstă de pensionare, am zis să încercăm să venim cu... Să le faceți viața un pic mai ușoară. Da. Având și fabrica de ape minerale de la noi, de la Băcâia,
Băcâia și satul Băcâia, care noi ne dorim în perioada următoare și văd că apare așa o dezvoltare acolo a pensiunilor și agropensiunilor, să aibă condițiile foarte bune în acea zonă. Am depus pe POIM, pe extinderea rețelelor de gaz prima dată, într-o structură asociativă cu Rapolt, Hărău, Șoimuș, Brănișca. Atunci, pe acele structuri asociative, din patru structuri, știu că au prins două zone, o zonă a Bradului și o zonă a Hațegului. Nu ne-am lăsat bătuți, chiar dacă n-am primit finanțare atunci, împreună cu colegii de la primărie, împreună cu proiectanții, am redepus cerere de finanțare pe Anghel Salini când s-a deschis acea sesiune și suntem unul din acele OAT-uri din județul Hunedoara care au primit aprobarea, împreună cu proiectantul să lucrează la documentația tehnică, proiectare plus executare, pe suma alocată de către Ministerul Dezvoltării. Și ne dorim anul acesta să finalizăm documentațiile și, dacă se poate, în toamnă să înceapă și lucrările de extindere acolo. Ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii, dar nu o să vă las să plecați înainte de a mai elucida, să spunem, o problemă. Am văzut și în mediul online o problemă care a fost ridicată de către unii dintre cetățeni, aceea cu privire la construirea unui pod peste râul Gioagiu. Și iar în acea postare erați cumva acuzat că de un an lucrarea bate pasul pe loc, nu s-a mai întâmplat absolut nimic cu acel pod. Care este situația în fapt? Da, într-adevăr, a fost un proiect, o cerere de finanțare depusă în 2017 pe PNDL-2. Din acele 8 proiecte atunci a fost aprobarea, a fost scos la licitație, nu a venit nimeni. La a doua tură de licitație a venit o firmă din județul Hunedoara, a început lucrările foarte bine, după care la un moment dat lucrările au stagnat, deoarece a fost subcontractată lucrarea la altă firmă, lucrările n-au fost de calitate la care ne doream noi și atunci, în urma verificărilor împreună cu dirigintele de șantier, cu echipa de la proiecte de la tehnic, împreună cu urbanism, am reziliat contractul firmei care lucra atunci acolo și de acolo a venit un calvar așa peste noi, cum spunea și dumneavoastră, am fost acuzați în mediul online că podul a fost abandonat, că acolo posibil să fie inundați în zona respectivă. Vă dați seama că cel mai interesat de acel pod și de a remedia cât mai repede probleme sunt chiar eu ca și familie, deoarece la 150 de metri unde e zona de pod am grădina și casa. Și vă dați seama de câte ori ieșeam la poartă, mă întreau vecinii, oare ce știți? Că în anumite perioade din 74, când a ieșit Mureșul, cam de 4-5 ori de acolo, din zona unde e curba înainte de pod, au fost inundații și a venit chiar prin grădinile a mele și a vecinilor și prin curtea casei. Deci eu aș fi fost unul cel mai interesat. Bun, și ce se întâmplă în prezent? Dar, cum vă spuneam, am reziliat contractul firmei care a câștigat licitația. Bineînțeles, procedurile au fost de identificare a unui expert pe partea de poduri. Ne-a luat vreo 2 luni de zile până am identificat un expert de la Cluj. A venit, a expertizat lucrările făcute, o parte ne-a dat acceptul pe ele că sunt ok, o parte nici nu sunt plătite, chiar dacă au fost executate, și a venit cu altă propunere de modificare a soluției tehnice, să spunem așa, în care ce ne-a impus expertul, ne-a crescut partea de neeligibil undeva la 1.500.000. Deci noi am licitat undeva la 2 milioane podul, constructorul primul a venit cu 1.600.000 și ne trezeam acum cu un pod scos la licitație pe rest de executat undeva la 3 milioane. Vă dați seama că acel milion ar fi trebuit să vină din bugetul local. Aici o parte dintre consilieri au înțeles situația, o parte nu au înțeles-o și am fost și criticat atunci în acea perioadă. Am încercat împreună cu proiectantul și să găsim varianta cea mai bună pentru a se finaliza lucrările acolo și a termina documentația pentru a putea fi scos la licitație. Într-adevăr, au crescut doar cu undeva la 800.000, deci n-a mai urcat undeva la 1.500.000. Avantajul nostru a fost că la licitație, la cele 2 milioane și
400 sau 600, s-a venit la licitație, a fost o bătălie, să spunem așa, pe restul de executat acolo la pod, și a fost 6 firme. Deci vreau să vă spun că inclusiv comisia care a verificat acele documentații la toți spunea, domnule, oricare dintre ei îndeplineau condiții, dar bineînțeles a câștigat licitația o firmă de la Satu Mare. Am văzut că au lucrări similare, îmi spuneau colegii că au lucrări similare și ne-au garantat că în termenul de execuție de 9 luni de zile se va finaliza lucrările. Cel deci mai interesat, anul acesta da, e posibil să se încheie această poveste a podului. Cel mai interesat eram eu și în calitatea de primar și în calitatea de locuitor al orașului Giurgiu, locuind în acea zonă. Ce este îmbucurător, luni a fost semnat contractul și predarea amplasamentului acolo și deja de marți sau de miercuri deja este echipa acolo care lucrează. Sperăm să avem garanția ca lucrările care se execută acolo de bună calitate să fie verificate de către cei de la tehnic, de către dirigintele de șantier. Chiar am căzut la un acord cu consilierii locali pentru că au fost mici discuții referitor la anumite lucrări, să vină dirigenții de șantier în ședințele de consiliu pentru a le prezenta și consilierilor fazele în care sunt în anumite etape proiectele care le avem în desfășurare. Dar eu zic că dacă au venit și încep lucrările, probabil în vară, în toamnă se va putea circula pe acea zonă, deoarece ne doream ca traficul greu să nu mai intre prin toată localitatea Giurgiu, să scurtăm un pic legătura între Giurgiu și zona de Rapolt Uroi. În ultimul minut din această emisiune va veni întrebarea firească pentru acest an și pentru această perioadă. Domnule primar, veți mai candida pentru încă un mandat în fruntea orașului Giurgiu? Cu siguranță, chiar ieri am avut o întâlnire cu colegii din partea politică, să spunem așa, cu colegii din biroul politic al orașului Giurgiu, unde în această perioadă se fac propunerile pentru candidatura de primar, pentru candidatura pentru Consiliul Județean și pentru Consiliul Local. Aseară am primit votul în unanimitate pentru susținerea în continuare pentru încă un nou mandat. S-au făcut listele în ordine alfabetică pentru colegii consilieri și vreau să le spun că le mulțumesc pentru susținerea care am avut-o aseară și am asigurat de condițiile și de susținerea care o să aibă și dânsii în calitatea lor de echipă a primarului, echipa Consiliului Local. Ne dorim în continuare să facem o echipă și tânără și competitivă. Vor fi câteva schimbări în primii 10, să spunem așa, ca la fotbal. O să fie câteva schimbări în primii 10 cu oameni tineri, cu oameni care își doresc să facă politică și ne dorim ca proiectele și lucrările care sunt propuse de către echipa noastră să fie duse la sfârșit și să fie un plus de imagine și de calitate în orașul Giurgiu. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența. Mai fi avut multe de discutat despre proiecte și despre planurile pe care le aveți pentru următoarea perioadă, dar vă mai așteptăm aici. Nu spuneți chiar totul așa din prima, vă mai așteptăm și vă doresc mult succes cu toate proiectele pe care le aveți. Cu siguranță o să mai vin, că vă spuneam că avem foarte multe proiecte care sunt în faza de licitație, unde sunt aprobate deja sumele, undeva la 20 de proiecte. Avem încă 8-10 cereri de finanțare care lucrăm la ele și pregătim documentație să le putem depune când se deschide. Dar emisiunea următoare în emisiunea următoare despre ele, astăzi, cu siguranță. Ce mai vreau să spun, foarte suntem în perioada de primăvară, începem cu primăvara și nu putem decât să le urăm o primăvară frumoasă doamnelor, domnișoarelor din orașul Giurgiu și nu numai din județul Hunedoara, celor care ne urmăresc, și vreau să invit pe toți cei care își doresc să aibă un spectacol de mărțișor la Giurgiu pe data de 3 martie în Primăria și Consiliul Local împreună cu Casa de Cultură Ioan Budai Deleanu vă invită la un spectacol de mărțișor la Giurgiu de la ora 16, unde interpreți de muzică populară locali, județeni și regionali vă vor încânta cu cântecele lor. Să deschidem așa sezonul de primăvară, fiind în această perioadă de 1 martie, 8 martie. După care
în aprilie, sfârșitul aprilie, începutul mai, o să mai organizăm un spectacol pentru partea de sărbători pascale. Dar pe data de 3 martie, la ora 16, vă așteptăm la Casa de Cultură Ioan Budai de Leanu pentru un spectacol de mărțișor. Intrarea este liberă, așa că vă așteptăm pe toți cei care doriți să veniți. Și pe dumneavoastră vă așteptăm dacă sunteți acasă și doriți să veniți în zona noastră de Giurgiu, deoarece ne dorim să aducem cât mai mult turiști și cât mai mult oameni care promovează și aduc o imagine pozitivă a orașului Giurgiu. Sunt ei și care încearcă să promoveze negativ anumite aspecte din Giurgiu, acolo îi lăsăm ca lumea să-i, cei care îi văd, să-i judece ei, nu noi. Mulțumim și pentru invitație și pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!